today is very difficult game. It's hard because it's beach, is heavy snow, heavy ice. We coming today, you know, this is game only fight, but this is possible play to football. We came to play. This is very good game today. Stimați spectatori, vă rugăm insistent să nu mai aruncați cu materiale pirotehnice pe spațiul de joc. The atmosphere. Atmosphere is good. It's a derby. It's a very important game. It's very important for the adepto. But I am happy now because I score and this is my team win. How important is your goal? Sorry? Your goal. It's important because the game is 0-0. I came to score and win 3 points today, but this is important because my team is one team, unit team, have a good relationship inside the team, in the group, this is good family, this is important. The new contract for you? I don't want to speak. It's possible or not? I don't want to speak about this now. My concentration in next game, in next week. This is for me. This subject is staying inside this with my club. Understand, but it's possible to continue at Petrolul? I don't know. Everything is possible. I don't know. We need to speak, but now I'm concentrating in next game. Mm-hmm. Bună seara, în primul rând, un meci greu cu o echipă bună care a pasat pe un teren dificil, cum a zis și dumneavoastră, dar mă bucur că ne-am făcut treaba și la final am ieșit fericiți. Ce poți să ne spui la faza aceea în care s-a dat penalti în prima fază, după care s-a revenit? Sincer, eu am simțit că a fost penalti, dar nu vreau să comentez arbitrajul. Dacă domnul arbitru a decis să nu fie penalti, poate a văzut mai bine. S-a fost o neglijență a fundașului, a alunecat și ți-a luat picioarele? Da, am crezut că a băgat alunecare și atunci m-am luat picioare. Acum nu știu dacă a alunecat. Mai sperați la 3 puncte, meciul se îndrepta spre un 0-0. Da, până la final. Până la urmă m-am uitat la meciul de aseară cu Rapid și Craiova. Până la final trebuie să luptăm și să nu ne dăm bătuți. Eu zic că am făcut o partidă bună pe un teren, cum ați văzut și dumneavoastră, dar am fost montați pentru lupta asta. Cât v-a ajutat atmosfera? Foarte mult. La fiecare meci este un stadion plin. De asta sunt și fericit aici la Petrolul și mă bucur să fiu lângă băieți și lângă domnul antrenor și lângă suporterii ăștia minunați. Ați avut primă pentru acest Da, meci? Am avut primă, dar sincer nu știu că o să fie primă. Bart, is the first time you give the fair? Very proud. And you give to the wife? Of course. Yes. Very proud. Thankful for the supporters. So. And very grateful for the win tonight. Most important. What do you promise for this year? I hope we reach the playoffs. We'll do anything in our... what we can do to reach the playoffs. And we'll see. We'll see where we get. Ciao, Jeff. Ciao. E bine, când câștigi, mereu e bine. A fost un meci destul de dificil. Era primul meci câștigat după o perioadă destul de lungă și e important că am început cu dreptul acest an și am mai pus puncte acolo în clasament și ne-am apropiat de echipele din față. E important că am început exact cum ne-am propus. Urmează un alt meci dificil, în deplasare la Oțel. Ne pregătim, încercăm să ne pregătim cât mai bine în fiecare meci și să câștigăm cât mai multe puncte. Cum rezolvează asta pentru play-off? Strânsă. Oricine poate să intre din punctul meu de vedere un play-off și oricine poate să se bată pentru baraj.
este foarte strânsă și de aceea în acest moment mai puțin contează cum, doar ci mai puțin contează cum câștigăm, ci mai mult contează să adunăm puncte. Asta contează pentru echipa voastră faptul că nu au venit foarte mulți jucători noi și atunci ați păstrat oarecum voia de bază și ajută lucrurile? Da, clar, suntem o echipă omogenă. Eu cred că suntem o echipă destul de grea. Nu știu dacă există echipă în Superliga care poate să zic că are un meci ușor cu noi. Și oricine ar veni, sunt sigur că ar veni cu un plus de calitate ca să crească nivelul echipei. Și, dar, cum ați spus și voi, avem un grup omogen și chiar avem nevoie de o calitate mult mai bună dacă vine cineva la echipă. Voi ce știți? Vin și niște investitori? Nu știm sincer ce auzim așa ca voi, ce mai ne spun unii alții ce se aude în presă, nu prea știm detalii și sincer nu prea ne interesează, pentru că ne interesează să ne facem treaba pe teren și să ducem echipa sus. Am un meci greu, pe o vreme destul de rece. Mă bucur că am câștigat și mergem mai departe. Păi de ce? Eu zic că am avut o ocazie mai clară decât ei, nu știu. Nu știu dacă au avut vreo ocazie clară. Noi am avut prin un arbitru de Senico, acel contraatac. După aia cred că au fost și vreo două penaltiuri neacordate. Păi la Musi și la mine. Eu am dat cu capul minge și el mi-a dat cu portarul de la ei, mi-a dat cu pumnul în cap, practic. S-a motivat ceva? Am avut o discuție cu domnul Marian Barbu. Mi-a spus că așa a văzut el. Bine, cred că și Varu putea să intervină, să-i spună, vă, vezi că i-a dat cu pumnul în cap. Poți să dai penalti. La Musi joacă mingea, o oprește, vrea să se întoarcă și îl ia cu el. Bine, cred că dacă era invers, să dădea vreo două penaltiuri pentru Dinamo. Așa cred eu. Cum? A, nu e echipă vânată. Așa cred eu că s-a întâmplat. Asta e părerea mea. Foarte grea, lupta pentru play-off, lupta pentru a rămâne în Liga 1. Foarte, foarte strânsă. Suntem echipe care avem acolo, suntem puncte apropiate, valoric suntem apropiați și se poate întâmpla orice. Da, cred că timpul ne va spune asta, nu pot să spun eu lucrul ăsta, noi trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, am văzut pe Dinamo, dar nu cred că trebuie să facem o mare, mare sărbătoare. Trebuie să ne vedem în continuare de jocul nostru. Mai sunt unele probleme pe care trebuie să le reglăm și mergem mai departe. Simți că se apropie vești bune cu investitori noi? Nu știu. Deocamdată e bine. Nu ne crampunăm de nimic. Trebuie să mergem mai departe. E o atmosferă bună în cadrul echipei. Avem puncte ok, puteam să avem mai multe, puteam să avem mai puține, dar cum am spus, trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ și vechea zicală să luăm meci de meci. Dar ce va face diferența care probabil diferența o va face forma de moment, prezența aia de spirit pe care trebuie să o ai la fiecare meci, să nu te dai bătut niciodată, niciun moment, să fii precaut, că până la urmă trebuie să aduni puncte, nu să joci spectaculos și sper să fim noi ăia care facem lucrurile astea.